Avem la bază un aparat original, care a fost scos dintr-o altă mașină. Deoarece într-o altă mașină s-a montat un sistem Android și a rămas acest aparat original care s-a decis să se monteze în această mașină, fiind două mașini în aceeași familie. Ok? Bun, și aici ce vom vrea? Vom vrea ca în cazul existent, da, să îi montăm o cameră de marșalier. Ok? În momentul de față, dacă pornim sistemul, o să putem să vedem că el practic pornește în modul lui inițial. Ok, introduce maneta în marșalier, nu face absolut deloc. Ok, deci maneta este marșalier, da, nu intră în mod de cameră, nu schimbă imaginea într-un alt mod, așa că noi ce vom face? Vom integra o cameră în sistemul original. Acest aparat pe cealaltă mașină avea cameră de marșalier originală, așa că fost posibil de conectată camera pentru acest aparat. Montându-se un Android, s-a preluat camera originală și s-a integrat în sistemul de Android care s-a montat. Așa că hai să montăm și noi o cameră de marșalier pe sistemul existent acum original pus pe un alt autoturism. Ok? Hai să vedem derularea proiectului, da? Și finalul lui. Camera de marșalier va fi una dedicată exact în locația aceasta. Pentru că, iată că ea va fi exact în aceeași formă, cu plasticul original extras, așa, și ea vine frumos aici, după care, foarte elegant, îl vom conecta și hai să vedem rezultatul final. Așa arată varianta finală. Și acum să vedem cum se prezintă. Se pare că am reușit realizarea proiectului în totalitate, deci suntem cu el tot gata. Și acum vă voi face cea mai mică demonstrație, pentru că foarte multe nu am ce să vă prezint, ok? Vom porni sistemul, după care așteptăm acest frumos logo de Mitsubishi Motors Corporation, da? Și ca să nu uităm, să vă reamintesc că această mașină nu a fost dotată cu sistem de multimedia, de navigație sau cu ecran cu touch, avea doar un radio CD USB simplu. Ok? S-a pus această navigație de pe un alt aparat tot de-a lor. Așa. După care s-a cerut dacă se poate implementa partea de cameră marșalier, deoarece celălalt Mitsubishi Total titularilor avea această opțiune. Bun, și acum este realizat ca în modul în care eu vreau să intru în marșalier, iată ce frumos îmi prezintă. Am ghidaje doar fixe, nu am mobile, pentru că există situații în care punem module, interfețe și tot felul de produse care ce fac? Practic simulează intrarea de cameră în marșalier. Aici am reușit să o simulăm în mod analogic, pentru că sunt variante în care poți să simulezi în mod analogic, doar că trebuie să cunoști parametrii și trebuie să știi să-i faci simulare de intrare în mod video, trebuie să găsești intrările video, etc. că este o poveste destul de întreagă. Așa că, iată, aceasta este o variantă mai ieftină de implementat, care este și funcțională. Bun, am o să ies un pic în cadru, ca să vedeți aproximativ cam cât de mult poate să vadă acest sistem. Eu aș avea posibilitatea cu un modul anume să-i fac și intrare cameră față-spate acestui sistem, da? Mă duc odată, ies odată așa în relief ca să fiu pe drumul drept, da? Iată, de aici. Și de aici voi simula marșalier care se vede clar cât vede. Nu vede până în capătul străzii, pentru că știți bine, vă zic că întotdeauna există camere bune, prostuțe bune și foarte bune. Ei, aceasta este varianta de cameră simplă, mai slăbuță, pentru că din cauza rezoluției de PAL și NTSC nu am avut posibilitatea să fac o alegere foarte perfectă. N-am găsit o cameră mult mai wide care să vadă mult mai profesional pe varianta de PAL care este ea. Ok, am să mă duc un pic în față și am să fac o parcare între cele două mașini, am Golful și Corvette-ul aici. Așa, după care să vedem aproximativ cam cât vede și de la distanța de aici. Așa, eu acum voi introduce în marșalier. Bun, și iată că văd practic botul corvetului. Iată care este acolo, deci totuși văd undeva la 6-7 metri văd în spate și văd fundul Golfului care este acolo, da? Sunt camere care văd până în capătul străzii, până în sus, deci vede excepțional de bine.
Bun, acum hai să mergem să facem parcarea aceasta și iată cum mă apropiu, iată ce îmi vede oricum obstacolele, da? Deci nu este rea nici această variantă, mai ales că și ecranul este unul micuț, este exact ceea ce trebuie. Bun, cam atât am vrut să vă zic despre acest proiect. Nu este unul foarte mare, dar este unul foarte util pentru cei care doriți și aveți nevoie practic de aceste opțiuni. Vi le pot realiza fără nici o problemă. Totul este să știți unde să ne găsiți, să ne contactați ca să puteți lua legătura cu noi. Ce vă rog eu din suflet, să nu-mi scrieți, că nu prea am timp de mesaje scrise. Deci pentru toți doritorii de luni până sâmbătă, între orele 9 și 19, puteți să mă sunați. Așa, exclus duminică, vă rog frumos, și putem dezvolta tot ceea ce este. Bineînțeles, puteți să-mi scrieți și pe WhatsApp la 0722378512. Dacă nu este foarte urgent răspunsul, am să vă răspund. Dacă vedeți că totuși nu răspund, îmi scrieți acolo, aștept răspuns și mai urcați din mesaje, pentru că sunt foarte multe mesaje la care, repet, îmi cer scuze și poate n-am apucat să răspund, deoarece dacă vine 30-50 de mesaje pe zi și sar în jos, este imposibil să răspund la toți. Bun. Și acum, ca să știți un pic cum mă mai găsiți, pe canalul meu de TikTok, Sandu Hifi, dacă intri, acolo vezi foarte multe asemenea realizări. Acolo, de exemplu, le expun după ce îmi termin o filmare, repede o expun și acolo și îi dau power ca să vedeți rapid acolo tot ce se întâmplă. Pentru că pe YouTube, până le pun pe YouTube, acolo trebuie editate, e un pas, o cale mai lungă. După care, mă găsiți pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity Hifi Oradea, Toro Oradea dealer autorizat, partea cu evacuările electronice, cât și varianta de încălzire în scaune Oradea. După care, mă mai puteți găsi pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro, cât și Tor Oradea. Totodată, pe TikTok v-am zis Sandu Hifi și, nu în ultimul rând, pe canalul meu de YouTube, Sound Identity sau Sandu Hifi Shop Sound Identity, oricare text îl bagi, mă găsești, intri, te abonezi, mulțumesc tuturor abonaților care sunteți alături de mine. Dacă ești odată abonat, după aia poți foarte elegant ca să vezi toate opțiunile care sunt în canalul de YouTube. Poți să vezi toate videoclipurile, playlist-urile, tot ce este existent. Ok? Cam atât am vrut să vă zic despre acest proiect. Eu am fost Sandu, rămâneți aproape și o să vă mai arăt multe, multe alte nebuneli de ale noastre idei unde poți să-ți realizezi aceste soluții și nu uitați, aceste soluții vi le oferim noi, da? Noi vă oferim tot ce înseamnă suport tehnic, montaj, produse și toate cele, ok? Eu am fost Sandu, bye bye, la revedere!